Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod după resetarea sezonului. După cum observați, m-a scăzut destul de mult, de la 52.551, am 50.040, dar totuși am peste 50.000, ceea ce e un lucru foarte bun. Eu am reușit să duc toți brawlerii la peste 1000 de trofee și o să vă arăt imediat și powerpoints-urile pe care le-am primit, de fapt starpoints-urile pe care le-am primit la resetarea sezonului. Dar cu toate astea, nu uitați de butonul de like, să facem acolo peste 5000 de like-uri dacă vreți să susțineți seria de Brawl Stars. Și vreți să mai pușez? Na, nu știu dacă o să mai pușez prea curând. În trofee prea mare, o să ne axăm pe Club League și probabil pe Power League, astfel încât o să încercăm să facem un record mai mare. Așteptăm și update-ul să vină, să facem upgrade-uri, gear-uri și tot ce e nevoie. Nu uitați de butonul like, codul mă de pe shop în permanență să-l aveți. Dacă acum faceți vreo achiziție, a, da, și bonus, o să deschid și B-box-urile și Megabox-urile astea, pentru că efectiv am nevoie de gold, de și mai mult gold și de extra gold. Da, bineînțeles că nu mi-a dat absolut nimic. Am 251.000 de star points-uri. Păcat că cu aceste star points-uri nu o să faci mare lucru. Adică măcar de-ar fi foarte tare să dai star points-uri pe gold sau pe B-box-uri, Megabox-uri, să bagi ofertă. Dar nu, ele sunt degeaba aici, nu poți faci nimic cu ele. Și chiar nu poți să investesc în nimic. A, decât în director baz, când o să termin Power League-ul, trebuie neapărat. Bă, cum observați aici, recordul meu de trofee, de fapt de star points-uri, este de 13.060. Ei bine, 13.060 am luat pentru toți brawlerii aceștia. După cum vă spuneam, Sandy am avut-o cel mai mult, după aceea Lola, Meg, Ems, Jesse și așa mai departe. Pe toți i-am dus la 1000 de trofei, mai puțin câțiva au fost la 1000 plus, gen cum ar fi Lola a fost la 1100. Dar în mare parte cam ăsta a fost tot ceea ce am putut eu să... tot ce am putut să fac în sezonul acesta. 13.000 nu e prea mult, pentru 52.500 nu-s prea multe star points-uri, dacă stau bine să mă gândesc. Dar în fine, cam astea au fost. 50.000 la momentul de față, sunt pe locul 20 global. Băieții pușează și ar pușează pe local, încă am rămas pe 1, pentru că, da, gen, sunt singurul, din prima zi de sezon sunt singurul care am 50k. Dar, da, cam asta e. În mare parte vreau să fac misiuni, să termin și eu pesul acesta. Am la momentul de față Penny și Haste. Nu știu ce măsură să jucăm Penny pe Haste, dar hai să vedem, să dăm așa niște meciuri de control. Haideți că ne-a găsit meci. Chise, ce mai n-aș pau? Okay, se pare că avem un român aici, what? Și mai e un român? Da, mă așteptam la chestia asta. Uite unde s-a dus Bulbă, bă, iatule, bă. Bă, Bulbă, ce, mă, ce-i cu viața ta? De ce trebuie să fac win cu Penny și pe Haste? Da, ar fi la limită. Ar fi la limită, astfel încât avem și România aici în echipă, mamă, dar vezi că... vezi că aici Frank ăsta nu prea se descurcă cu chestul, dar da. Primul meci e forță. Era Lil Qpain și Frâtâh Mehmed și Mohamed Mahdi. Băi, câți Mohamed, ești nebun? Like, please, hai mă să dăm un like, mă. Dăm un like acolo și revenim cu următorul meci. Am revenit din nou cu un nou meci. Splendid, magnific, extraordinar. Măcar am super încărcat, asta e un lucru bun. Mamă, ea deja a ajuns, mă? Hai mă, să mergem și noi aici, să dăm damage, ești nebun. Vor veni ăștia, se vor teleporta? Ia uite mă că s-a teleportat, ești nebun. Nici o șansă, băieții mei. Nici o șansă n-aveți. Și-au dat și ei seama și s-au teleportat și au venit aici. Bun. Mai avem încă 3 meciuri. Nu, cu siguranță să revin pe contra celelalte să fac opening de B-Box și Megabox, pentru că aici nu poți să joci, nu ai mape pe care să te joci. Toate sunt la troll și mai ales la trofee mare, tryhard-ul la maxim, că joci cu brawleri care sunt foarte slabi. Ia vezi că am intrat cu Lola. Să vedeți acum, fai de cap, mai avem Bibi și Frank. Și au venit așa și s-au teleportat aici. Brother, de ce n-a venit și nu stați pe treaba voastră acolo în bază? Bine, hai că ne-am teleportat și noi și acum ne ducem înapoi. Mamă, ce nebunie, ești nebun. Deci tot noi le-am dat damage, dar ei tot vin peste noi și acum se întorc. Ia fii atent aici. Păi și noi am avea bonus, nu aici? Ah, bonus, bro. Stați mai aici și dați damage. Da. Bun, hai că am câștigat. Mai am un match și am scăpat și de haste-ul ăsta. Haste-ul mirobolant, fantastic. Gata, haideți că ne-a găsit un nou match. Bă, dar ce e mapa asta? What? Da. A, apucăm noi să dăm niște damage aici. 60%. Mamă, iar cu ăsta, iar cu lua ăsta, bă, mâncați-i jigura ta.
24, hai că avem noroc de clonă, dar acum eu să fie la limită. Bine, 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 hai că am terminat în sfârșit misiunea, tot ce trebuie. Nu mai am nevoie. Pare că erau și români acolo. Nu știu, mă, sunt troll rău mapele. Foarte troll. Mai am 70 de token, nu da 5, poate să joc, poate nu se joc. Da, Tire 43. Hai să revenim pe celelalte să facem opening-uri acolo. Am intrat pe contul secundar și hai să deschidem ăsta de aici. Le deschid pentru a avea gold cât mai mult. Nu ca și cum mi-ar pica ceva. Uite, și mi-am picat și token doubler bonus, e bine. Ia vezi că avem și power points-uri aici. De fapt, nu power, star points-uri, tot timpul mă încurc. Star points-uri, azi de încât 960. Minunat. Pe shop avem, mamă, 12. Deci, vine update-ul. Ne trebuie o grămadă pentru update și mie îmi dă 12 coins-uri, bă, ești nebun la cap. Hai că mai maxez contul în 5 ani de acum încolo, după reward-urile de pe shop pe care ți le dau moca. Așa, bun, avem un B-box. Ce drept e că aici nu poate să pice absolut nimic. 0,0650 și numai Star Power Gage dacă ar putea. 49 și Mega Box. 5 iteme, forță. Da, ce pot să zic, măcar aici stau bine pe misiuni. Mai pot să mai intru, Gale 2 Shutdown. Am Tire 23, totul bine și frumos. Hai să revenim și pe ultimul. Gata, haideți că am intrat și pe contul acesta. Ia să vedem. Ok, văd că aici mi-a expirat și codul Madeline pe Chopin. Nu mai am foarte multe Star Points-uri nici aici. Astfel încât ia să luăm noi ăsta așa. Puncte pe Bibi, pe Jackie. M-am 156 puncte pe col, nu știu ce să zic dacă au meritat sau nu. B-Box, 76, nada. Megabox. Gratis, sunt gratis, se dă mă frate mă, cât vreodată să avem noi noroc să pici ceva. Niciodată în viața asta, niciodată și niciodată. Hai să mai dăm niște meciuri pe contul secundar. Chestia cea tare ce le spuneam băieților este că foarte ușor pot să duc și contul acesta fiind maxat full, având 77.000, nu prea multe coinsuri, dar am un opening extraordinar de mare. O să facem probabil în două live-uri când va veni update-ul, două opening-uri majore. Ăsta de aici care gen costă în 3 sezoane, două sezoane jumate să zic așa, pentru că ăsta nu este full încă. Dar și aici aș avea o șansă în plus la gear-uri. Să mai duc anumiți probleme la level 10. Nu știu ce să zic pentru că o să fie foarte mult, o să coste foarte mult upgrade-ul. Dar ia să vedem cu ce avem noi aici. Am Surge, Brawl Ball. Mă, sincer, cred că o să bag niște Meg Brawl Ball. Meg-ul mi se pare foarte bună și mulți o laudă. Eu nu m-am mai jucat cu ea, dar mulți o laudă de afară ca Meg-ul fiind cea mai, cel mai, unul dintre cei mai buni brawleri. Și într-adevăr e enervant numai upgrade-ul de la ea. Hai mă, brother, nu vii aici. Mamă, Spike-ul ăla stă foarte pasiv, omul. Trebuie să fac upgrade-ul. Mai trebuie un hit. Ok, m-a omorât Rico acolo. Blană rău de tot. Și încă n-am... Mamă, și avem Shelly în echipă. Ăștia au o echipă splendidă. Când eu am Shelly în ea. Ia vezi ce a făcut. Bă! Cam nașpa. Să vedem dacă putem să revenim după aceea. O să încerc să mă concentrez aici în următoarea rundă. Bun, o să dea superul, nu o să dea superul. Păi să le-a dat stun la ambii, mă, ești nebun. Fai mă că mă mai joc în viața asta aici. Fai de cap, mă, ești. Aproape să moră la acolo. L-am omorât, l-am omorât și pe ăsta. Pasă, bine acolo jucat. La limită. La limită astfel încât n-am mai putut să mai dea stun, nu? Am nevoie de super. Am super încărcat, o să dea asta superul. Super aici. O să dea superul ăsta. E nașpa, man. N-am apucat să dau, dar e ok, ok. Bun, am aproape super încărcat, nu chiar. O să dea la super acolo, Rico va da damage. Bine și el e jucat. Nu e rău, bă, și totuși. Gândiți-vă doar puțin, sunt 500 de trofee și oamenii joacă cum joacă. Gata, haideți că am revenit cu un nou match. Underdog. Brodere, dar cât am în echipă, ești nebun? De câte trofee am în echipă, mă întreb? Să-mi dau super aici. Bine. Uite la cât, ce limită eram acolo. Bam, le-am dat aici. O să dea pe mine, exact. Aaaa, nu-i bine.
Hai că au rezistat, am aproape superul să mi-l încarc. Tăsta puțin ca să mai încarc viața. Let's go. Bine, l-am omorât acolo. O, probabil să fie underdog-ul chiar de la ei. Hai mă, dă-i pe mine. Bine acolo juca Frank. O să-i dau aici pasă. De ce mai spar peretele ăla, brother-i? Aolo. Nu înțeleg de ce a spart peretele atâta de cât Edgar o avea imunitate. Chiar da superul, ăla stă acolo foarte pasiv. Nu prea am vreo șansă. A intrat bine, măcar am superul încărcat. Dacă ne dea acolo upgrade era degeaba. Uite de știu ce stan le dă bă Edgar. Brotere, dar așa de slăban sunteți mă frățiorii mei. Cumva necumva am făcut defense-ul, o să mă duc aici agresiv în spike. Nu prea ai afacere. Da, am dat degeaba, nu mai trebuie să mai dau. Poate să dea gol lege, nu mai trebuie să mai dau acolo superul. Ok, o să-și ia bătaie, o să fie jale. Da, am și murit, dar e bine că s-a descurcat acolo. Superul meu mi s-a dus, mamă, deci până să vină brawl-ul ăsta era bine rău că nu ți se zicea superul. Acum mi s-a dus superul, din păcate. Uite, mă, ce movement pe ăsta, bă, băiatule, bă. Hai că stăm bine. Bă, cum necum am câștigat, mai dau un match cu Mac și cam asta a fost. Nu mai prelungim. Până la urmă, underdog. Deci underdog a fost la noi că ăsta avea 197 de trofee. Hai mă, mă lași. Gata, haideți că am revenit cu ultimul match. Mai bine dădeam la solo shadow, nu credeți că era o idee bună. Cred că era mult mai ok. Mamă, dar se mișcă mult mai bine acum, se pare. Pare că restartul a fost ce trebuie. Movementul la blană, se mișcă super bine. Ok, a dat ăsta super, o să încerc să fac coasul înapoi. Wow, bro. Bă, nu știu ce să zic, eu zic că jocul are lag, bro. Eu așa zic. Că nu cred că sunt singurul cu lag. Deci consider că nu sunt singurul care am lagul ăsta. Sau? What? Bă, ce se întâmplă? Gata, și-a revenit. E de la joc, bro. Toată chestia asta cu lagul și delay-ul de la joc. S-ar putea să se pregătească pentru mentenanță și de asta se întâmplă chestia asta. Gen, se pregătească update-ul, club league-ul și așa mai departe și să fie problemele astea. Asta e clar, pentru că nu văd altceva. Adică n-am mai avut probleme de genul ăsta. Bă, și uite la ăștia, mă, la oamenii mei cum joc. Ne lasă la Shiriba la pariu că a intrat botul. Văzut că i s-a lăguit puțin și a intrat botul. N-am o frățiură, ce să fac. Te joacă ăștia, zici că joacă la campionatul mondial ai lor, mă, ai mei. Ia uite, al meu dă deci pe. Al meu dă deș pe minge, mă, aici, bun. Băi, stau la perete, chill, ești nebun. Oamenii stau la perete, joacă pasiv, băi, ai cum așa ceva. Bun, am reușit să dau acolo. No, e jale, man, e jale, pe cuvânt de. Nu știu dacă și voi aveți aceeași problemă, dar e jale pe random, bă, frate, mă, am un noroc fantastic pe random. Un noroc fantastic pe random, mi se pare ireal. Cum nevoie să-și dea viața și sufletul și ai mei eu să joc cu boții?
fine. Cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Și o să ne vedem data viitoare, probabil cu update-ul direct. Pa, pa! Subscribe.